Tema, bună seara și bine ați venit la Prof Online. Așa începem noi discuția. Daria este emoționată că este în grupă cu clasa a 5-a și se întreabă ea ce o să facem ca și ea să urmărească. Nu-ți fă probleme, o să vedeți cât e interesant. Am de gând să vă prezint niște lucruri spectaculoase. Așadar, mulțimea fraților, da? Mulțimea fracțiilor, care mai poate fracția fi privită și sub formă de număr zecimal, deci mulțimea fracțiilor, sau mulțimea numerelor zecimale, da? Mulțimea numerelor zecimale, într-un cuvânt, Q. Așa se notează. Deci se notează cu Q mulțimea tuturor fracțiilor sau a numerelor zecimale. Cu Q. Mulțimea numerelor raționale. Da? Q înseamnă mulțimea numerelor raționale. Dragilor, până acum ați vorbit până în clasa a patra, inclusiv în clasa a patra, de aceea Daria, ne-am obișnuit și cu altă mulțime, un pic mai mare, nu? În discuție care am purtat. Mulțimea numerelor naturale cu care v-ați obișnuit și care ați făcut, a fost mulțimea numerelor 0, 1, 2, 3, 4 și mai departe. Asta e mulțimea numerelor raționale. Natural. Mulțimea numerelor naturale. Omul însă este obișnuit, așa cum făceam la clasă, la probleme prin metoda figurativă, omul este obișnuit să aibă și percepția unui întreg, să zicem ce înseamnă. Doi întregi și așa mai departe. De aceea, la multe probleme, facem așa zisă metodă figurativă. Ne reprezentăm printr-un segment. Și spunem o jumătate de segment sau o treime sau o pătrime. Vorbim de lucrul acesta. De aceea, omul și-a închipuit că mulțimea asta a numerelor naturale poate fi reprezentată și ea undeva, cumva, într-un fel. Și atunci și-a spus, hai să iau o dreaptă, hai să iau o dreaptă. Ce înseamnă dreaptă? N-are început, n-are sfârșit. Ea se tot duce în partea asta cât de mult ar vrea. Atenție, nu e un segment, nu e o bucată dintr-o dreaptă, ci este o dreaptă. Și tot așa de mult și în partea asta. Asta înseamnă o dreaptă. Noi am reprezentat o parte, că nu putem să ducem dreapta. Ar trebui să mă duc pe undeva, pe la Moinești. Și să mă tot duc și de la Moinești înainte. Și în partea asta nu știu cât de mult. Și tot n-aș termina să o trasez. Așa trebuie să gândiți. Și undeva să reprezentăm pe zero. Deci a luat așa un punct și a zis, ăsta este zero. Și acum, ca să reprezinte pe 1, și a luat o unitate de măsură. Iată un segment așa. Și ca să reprezinte pe 1, gândește în felul următor. Iau acest segment și îl pun o dată. Aici este 1. Da? 1. Ce prezint acum este foarte important, de interes maxim. De aceea vreau să fiți foarte atenți. Că la clasă n-ați prins lucrurile așa, nu vi s-au prezentat în limbajul ăsta. Și eu acum fac legătura cu metoda figurativă. Deci nevoia de a percepe și cu ochiul anumite abstracțiuni. Deci simbolul 1 îl privim acum ca fiind acest segment. Ce înseamnă 1? Înseamnă o cretă, o camașă, da? 1. 2. Pentru 2 am să iau segmentul ăsta de două ori. Deci l-am luat odată, 2 își va găsi poziția aici. Ăsta este 2 de acum. Apoi 3, apoi 4 și așa mai departe. 5 și uite așa tot timpul. Mă tot duc 6, 7 puncte, puncte de pot reprezenta și pe 100, nu? Ce înseamnă? În partea cealaltă. Oh! Ia uite ce chestie. Adică zicem 0 pentru un... Nu. El întreabă, zice, tot lucrați pe partea asta. Dar pe partea asta ce o spune?
mă întreabă el. Mulțimea negativă. Pare să fie așa, cum spui tu, mulțimea numerelor negative. Iată, interesantă chestie, dar știi ce? Îți propun acum să ne ocupăm de partea asta pozitivă, da? Și pe urmă o să discutăm și mulțimea numerelor negative. Deci aici, așa cum a observat Pavel, parcă, nu? Paul. Aici o să punem numerele pozitive, 1, 2, 3, 4. Mulțimea tuturor numerelor naturale. Dar, în practică, ne ducem și cumpărăm, să zicem, de la piață, o jumătate de kilogram. N-avem bani pentru kilogram de căpșuni și ne uităm și măcar o jumătate se iau. Deci am nevoie și de o jumătate, 1 pe 2, să reprezint undeva, cumva, pe 1 pe 2 ăsta. Știți voi cum ne s-a reprezentat? Cu o doime? Dacă ăsta e segmentul, dacă ăla este segmentul care reprezintă unitatea, hai să-l prezint aici. Oare 1 pe 2 unde ar trebui să-l plasez? Între 1 și 2. Între 1 și 2 și unde, concret? La mijloc. Între 1 și 2? Între 1 și 2, a spus el, n-am fost atent. Între 1 și 2? La mijloc. Între cine? Între cine? Între cine și cine? Între 1, da, păi, dar nu, e o doime. 1 pe 2, eu vreau să reprezint 1 pe 2. Unde dai? O doime. Nu știu. O jumătate. Adică. O jumătate. O jumătate din întreg. O jumătate din întregul ăsta. Unde să reprezint eu pe 1 pe 2? La mijlocul cui? Între cine și cine? Între asta cine? Între 1 și 2. Între 1 și 2? Între 2 și 3. Între 2 și 3? Între 4 și 5. Între 4 și 5? Între 0 și 1. Între 0 și 1. E primul segment. Păi ăsta ai dat. Ăsta ai dat în două. Între 0 și 1. Sigur că da. Mai clar. Cum? Păi mai clar. Zis, unde să reprezint? Unde să reprezintă? Între 0 sau 1? Sau unul între 0? Ah, ca să fie bun în gură? Nu. Unde să reprezint? Dacă de la 0, 1 este aici reprezentat, că e distanța de unitate a acestui segment, apoi 1 pe 2, jumătatea, unde să o reprezint? Între 0 și sigur, și 1. Între 0 și 1 și nu oricunde, ci la mijloc. Iată, aici este 1 pe 2. Da? 1 pe 2. O doime. Acesta este, asta e poziția lui, o doime. Dar 2 pe 2, domn profesor. 2 pe 2, ia să vedem, unde se reprezintă pe 2 pe 2? Între 1, 0 și 2. 2 pe 2, da? Pe 2 pe 2, iată că o întrebare frumoasă a venit din partea. Ce înseamnă 2 pe 2? Adică un întreg. Adică un întreg! Și oare unde să-l pune, domn profesor? Adică 1. Acolo e, acolo e. Puiule. Păi dar acolo e, aici este 1. Deci acolo este locul lui. Așa, și 3 pe 3? Dar ce înseamnă 2 pe 2? 2 pe 2, 2 pe 2 înseamnă două doimi. O doime plus o doime. Da? O doime plus o jumătate plus o jumătate. Deci o jumătate până aici și încă o jumătate face întregul acela. Deci iată că e limpede că 2 pe 2 înseamnă 1 și înseamnă poziția deja pusă a lui 2 pe 2. Dar 3 pe 3. Corect. 3 pe 3. 3 pe 3. Tot acolo. 3 pe 3 înseamnă întregul ăsta să-l împart în 3 și le-au pe toate 3. Și 3 pe 3 face tot 1. Dar am vorbit abstract. Și înseamnă abstract vorbind. Deci 2 pe 2, copii, 2 pe 2 este egal cu 3 pe 3, este egal cu 4 pe 4, egal cu 5 pe 5 și așa mai departe. Dar tot 1 este. Deci ca valoare 1 și aici își găsește el locul. Aici și numai aici. Da? Bun. Spuneți-mi unde reprezint eu pe să spunem 3 pe 2. Între? 1 și 2, la mijloc. Dar cât înseamnă 3 pe 2 așa în limbajul vostru? E supraunitar? Mai mult de 1 sau mai mic de 1? Supra. Supra. Că 3 pe 2 poate fi scris de noi ca fiind 2 plus 1 supra 2. 2 plus 1 supra 2. Și provine de la două fracții care au fost adunate 2 pe 2 și 1 pe 2. Nu ne putem imagina așa. Că 3 pe 2 provine de la
cele două fracții, 2 pe 2 și 1 pe 2, iar 2 pe 2 cât înseamnă 2 pe 2? Un întreg. Un întreg, sigur că da, întreg înseamnă un întreg și plus o doime. Deci fiindcă este un întreg plus o doime, înseamnă că îl reprezentăm dincolo de 1, încă mai adăugăm o jumătate, aici e 1, mai adăugăm o jumătate și aici este 3 pe 2. Da? Deci, iată aici undeva, la mijloc, ăsta este 3 pe 2. Da? Dar 3 pe 2 este de la 0 începând până la el, este distanța asta. 3 pe 4. Da? Da? Cât? 3 pe 4. 3 pe 4. Ce ar însemna? 3 pe 4, adică interesant. Ar veni între 2 și 3 pe 4. Interesant. Iată ce 3 pe 3 egal cu 2. O fi mai mică decât 1, mai mare, domn profesor? Ah, aici e problema. 3 pe 3. Subunitară, supraunitară, cum o fi? Subunitară, sigur că da. Adică întregul împart în câte trebuie să împart întregul? Îmi spuneți să câte părți? În 4 și câte să luăm din 4? 3. Asta deci, da? Deci, facem ce? Tot întregul ăsta îl împărțim în 4, adică jumătatea asta o dată încă în 2 și încă o dată în 2. Și am făcut câte la întregul ăsta? De la 0 până la 1 am împărțit în 4 și luăm câte? 1, 2, 3. Da? 1, 2, 3. Asta este 3 pe 4. 3 pe 4 acolo își găsește locul. Da? 3 pe 4. Deci întregul tot, Cristina, este împărțit în 4 și noi luăm câte? 1, 2, 3 părți. Da? 3 părți. Deci, iată copii, că toate fracțiile își găsesc locul unde? Pe axă. Pe dreaptă, pe o dreaptă. Deci numerele fracționare se poziționează foarte interesant ca fiind puncte pe dreaptă. Notați, observații. Din ce am discutat până acum. Observațiile. Fracțiile se reprezintă cu grijă și cu atenție, da? Pe dreaptă. Acolo își găsesc ele loc. Iar valoarea lor înseamnă distanța de la 0 până la ele. Deci valoarea fracției înseamnă distanța de la 0 până ajungem la fracția respectivă, da? Deci, ce am spus? Fracțiile se reprezintă pe dreaptă. Pe dreaptă. Iar valoarea lor, adică a fiecărei fracții în parte, iar valoarea fiecărei fracții în parte, înseamnă distanța de la 0 până la ele. Înseamnă distanța. Lungimea segmentului acela. Da? Valoarea? Iar valoarea fracției înseamnă distanța de la origine până la ele. Până la punctul respectiv. Asta înseamnă valoarea fracției. Repet. 2 pe 2 a însemnat 1. 3 pe 3 tot 1. 4 pe 4 e fracție echiunitare. Da? Iar 3 pe 2 este numărătorul mai mare. 3 împărțit la 2 merge odată. Hai să facem așa chestia. Da? 3 împărțit la 2 merge odată și rămâne restul 1 pe care îl împărțim la 2 pe restul acela. Și de aceea 3 pe 2, de aceea mers odată și pe urmă am observat când am rămas acel 1 și pe care l-am împărțit la 2, adică am mai luat o bucată, o jumătate. Am mai înaintat dincolo de 1. E 3, e 1 și jumătate. Da? Haideți să vedem acum cât înseamnă 17 supra 5. 17 supra 5. Ar însemna undeva între 5 și 4. Dar vreau să gândiți. Apropo de ce am spus. 3 pe 2. Am împărțit pe 3 la 2, am mers o dată. Și am rămas restul 1 pe care l-am împărțit în 2. Aproape de 17 la 5, 3. 17 îl împărțim la 5 și merge de câte ori? Hai să vedem. 17 împărțim la 5, merge de 3 ori. 3 ori 5, 15. Și restul 2. Și 2 ori la trebuie să ne împărțim la 5. Deci ar fi egal cu cine? 17 supra 5 înseamnă 3 întregi. 3 întregi, deci 3 întregi,
Și plus încă restul 2 pe 5. Plus 2 supra 5. Am mers de 3 ori, plus 2 pe 5. Atunci unde îl vedeți voi pe plasat pe 15, 17 pe 5? Unde îl găsiți plasat ca poziție? Între 2 și în apropierea lui 5. În apropierea lui 5? Între 4 și 5, la jumătate. Între 4 și 5. Între 2 și 3 la mine. Dar de ce între 2 și 3? Justificați-vă! Nu trebuie să... Cristina, nu vrei să faci pasul înapoi, așa, ca și cum te speria. Nu! Eu propun, îl văd poziționat pe 17 pe 5, ai zis între? 2 și 3. Adică e de la 2, de la 2, dar nu a depășit pe 3. Și iată cât este el, 3 și încă ceva. Adică între 3 și 4 mai copii. Și 4. Păi, mai dacă e de la 3 încolo... Dacă sunt 3, 3 și ceva... Sunt 3. Dacă 1, 2, 3 și încă ceva. Și încă ceva și o să discutăm de așa. Deci unde aparține ăsta? Unde îl vedeți plasat? Pe 17. Aparține intervalului de la 3 la... Așa punem, 3 la 4, da? Între 3 și 4. Bun, o să discutăm despre poziția lui fixă. Dar acum vreau să înțelegeți bine ce înseamnă asta. Unde credeți că îl poziționați pe 25 supra 8? 25 supra 8. Facem 25 împărțit la 8? Intră în acțiune. Deci 25 împărțit la 8 face de câte ori? 3. 3 ori 8, 24. Restul 1. Deci unde? De 3 și 4. Deci va fi tot între 3 și 4, da. 3 și ceva. Deci 25 pe 25 supra 8 înseamnă 3 întregi plus 1 supra 8. 1 supra 8. Dragilor, este formidabil important. Asta aparține cărui interval? Să spunem că aparține intervalului 3 și 4. 3 și 4. Bun. Să ne întoarcem aici. Faptul că amândouă sunt între 3 și 4, 3 și 4, am vrea acum să-l poziționăm cu multă precizie. Deci vreau să reușesc să-l plasez pe 17 pe 5. De fapt, dincolo de 3, ce ar însemna? Însemna 2 cincimi. Cristina, urmărește-mă, da, ce fac? Da? Da? Nu te mă ocup cu altceva în timpul ăsta, pentru că vreau să ajung la lecția voastră. Da? Cât de repede. Bine. 2 cincimi. Ce ar însemna 2 cincimi? Îl împărțim întregul de la 3 încolo. În câte îl împărțim? Între 4 și 5. În câte îl împărțim? În 5. 5. Și luăm câte, Daria? Între 3 și 2. Între 2 și 3. Da? Deci, între? 2 și 3. Ce e dintre 2 și 3? Sunt puse. Păi, da, uite-te, că am spus că e dintre 3 și 4. Dincolo de 3. Dar spațiul de dincolo de 3, următorul întreg, trebuie să-l împart în 5 și să iau 2. Deci, îl împărțim în 5. Atenție! Îl împărțim în 5 părți. Zicem 1, 2, 3, 4, 5. Deci am 5 segmente. Trebuie să fie împărțite exact egale, nu cum am făcut-o acolo. Da, nu pot. Bine că nu se vede la cameră, se vede foarte bine, deci m-am grăbit. Și trebuie să împărțim exact ca mărime. Și din acestea luăm doar 2. Aici este numărul 3 și plus 2, 5, sau 17 pe 5. Corect. Sau 17 supra 5. Iată că fracția 17 supra 5 își găsește locul acolo, între 3 și 4, cum am spus, dar foarte important că l-am localizat cu precizie. Nu l-am pus oricum așa, între 3 și 4, la întâmplare. Ci am respectat că lui 3 se adaugă 2 cincimi, adică îi se adaugă întregul următor împărțit în 5 și luați doar 2 segmente. Da. Măi, și oamenii toți tași s-au gândit.
Păi de ce să ne chinuim noi cu două segmente? Păi n-am putea fracția asta două cincimi, două cincimi să o vedem ca fiind egală, amplificând cu 2, și ca să o vedem 4 supra 10? Este adevărat că 2 cincimi egal cu 4 supra 10? Știm asta. Că așa se amplifică și numărătorul și numitorul. Și atunci, s-au gândit să împartă tot întregul ăsta în 10 segmente și să ia 4. Știți voi unde va fi poziția dacă vă închipuiți ăsta împărțit în 10 și luăm 4, unde va fi poziționat? Între 4 și 5. Între 4 și 5. Mai iau încă o dată. Între 3 și 4. De ce există între 4 și 5? Hai să mă interesează. Care a fost relaționamentul tău? Deci, eu te întrebam două cincimi care se adaugă peste 3. Atenție, peste 3 se adaugă. Întrebarea este, de ce ai spus că se va localiza din coace de 4, între 4 și 5? Deci, am spus două cincimi și m-am gândit că între 5. Păi vezi, Darius, nu așa, nu 5-ul ăsta de aici te trimite unde ar fi el poziționat, ci valoarea lui. Valoarea lui înseamnă să împarți un întreg în 5 și să luăm doar 2. Deci tu nu te uiți, dacă spun 1 pe 8, dacă spun 1 pe 8, nu se înseamnă că e dincolo de 8. Nu e dincolo de 8, ci întregul este împărțit în 8 și noi luăm una. Ca valoarea lui, da? Trebuie să înțelegem ca valoarea acestuia. Deci, ce vi se pare greu? Exact. Asta am vrea să întreb și eu. Ce vi se pare greu? Unde vedeți voi dificultatea? Nu înțelegeți nimic, da? Nu înțelegeți nimic, atunci trebuie să mai iau încă o dată. Eu sunt obligat. Cristina, vreau să întrebi. Nu mi-e clar aici, nu mi-e clar aici. Nu, am înțeles. Nu, ai înțeles de asta. Am înțeles. Uite, bine, dacă ai înțeles, te rog să vorbești tu, să mă conduci. Te rog să-mi spui cât înseamnă 27 supra 4. Unde îl vezi pe 27 supra 4 situat? Împărțim 27 la 4. Da. Merge de 4, 6, de 6 ori. Da. 24 numele 3, ele sunt 3. Scriem 26 supra 2, supra 4. Da. Egal cu 6. 6 pe 3 supra 6 plus 3 supra, plus 3 supra 5 plus restul, de ce 3 supra 5? 4 3 4. Supra 4. 4 deci este egal cu 6, că am mers de 6 ori Darius, da, da. Am mers de 6 ori plus restul, restul împărțirii care este 3, ce are în continuare obligația 3 ăsta să fie împărțit la 4. Este între 3 și 4. Este între 3 și 4. Cum de ce? De ce? Cum ai ghicit tu că e între 3 și 4? Ce ai avut în minte când ai zis între 3 și 4, Paul? Hai să vedem, că eu sunt curios. De la 3 încolo. De la 3 încolo? Dar de la cât este? De la 3 încolo. De la 3. Dar și între 6 și 7. Între 6 și 7, că e 6 plus. Deci valoarea înseamnă de la 6 plus ceva. Deci de la 6, iată aici este 6, plus încă să mai adaug ceva, să mai lungește segmentul cu ceva. Cu 3 pătrimi? Cu 3 pătrimi. Adică urmează al 7-lea segment ăsta, să-l împărțim în câte? În câte spune? Să-l împărțim în 4 și să luăm 3 din ele. Copiii, este foarte simplu, dar vă rog să vă concentrați. Da? Deci întregul... Când îi zice 6, eu de asta fac împărțirea. Deci motivul pentru care îmi fac împărțirea, să vedem de câte ori, câți între ei sunt și până plus încă ceva. Mai punem un capăt. Mai adăugăm ceva. Da? Mai adăugăm ceva. Așadar, 6 plus 3 pătrimi. Adică împart întregul ăsta în 4. Iată, în 2 și fiecare în 2. Și atunci eu... 3 de astea. 1, 2, 3. El
27 supra 4 își găsește poziția față de 0 la distanța asta. Deci el față de 0 se raportează. Deci 27 pe 4 înseamnă un segment de lungimea asta, copii. Valoarea lui, ca să-l percep, să înțeleg despre ce este vorba. Tocmai de ce trebuie să-l pasăm cu multă grijă. Deci de aceea facem împărțirea, vedem de câte ori s-a cuprins, vedem câți până unde a ajuns ca întregi, până unde ajunge ca întregi, și după aceea, următorul întreg, care e de fapt o fracție subunitară, următorul întreg este o fracție subunitară, urmează să-l plasez cu precizii în segmentul respectiv, da? În unitatea de măsură următoare. Ia să văd, nu se poate. Eu nu mă dau bătut până când nu vă fac să înțelegeți. Că n-am voie, profesorul din mine, nu se poate împăca cu gândul, acum mă aflu într-o situație când nu vă pot face să percepeți foarte bine. Deci, este extrem de important. Veți înțelege de ce fac asta. Adică, domnul, da. 24 supra 3 ar veni 24 împărțit la 3. Așa. Să facem exemple. Hai să vedem. Așa înțelegeți cel mai bine, copii. 24 supra 3. Ia să vedem cât face. Te rog, Paul, să mă conduci. Facem împărțirea. Da? 24 împărțit la 3. Vine de 8 ori. 8 ori. Între 8 și 9. Dar de ce este între 8 și 9? 8, că nu e... Păi cât e? Vii 0. Mai rămâne rest ceva? Vii 0. Mai rămâne rest? Doar 8. Că atât la 8. Deci 24 supra 3 înseamnă 8. Unde 8 și ce fracție asta? Deci unde e 6? Asta a fost 7. Și 8 aici. Deci în loc de 8 pot să pun foarte bine orice multiplu de al lui 8. Dar putem face și 0 plus 8 supra... 0 plus? 8 supra 3. 0 plus 8 supra 3, dar a fost invers. 8 plus 0 supra 3. Restul, Davide, tu Darius, este restul adunat. Deci nu 8-ul adunat supra 3. Păi n-am făcut nicio afacere. Atenție multă, deci 8 plus 0 supra 3. Așa, 8 plus 8, hai să spun, plus 0 supra 3. Și 0 împărțit la 3 face 0 și atunci rămâne 8. Da? Deci 24 supra 3 înseamnă acolo, aici, 8-ul. 24 supra 3. Mai îmi dați exemplu ca să dea tot 8? 16 supra 2. 16 supra 2, sigur că da, altă fracție. Care să dea tot 8? Da. Care să dea tot 8? 24 supra... Păi am zis. 24 supra 3. Altă, care să dea tot 8? 32 supra 4. 20 supra 2. 20 supra 2 cât face? 20 supra 2. 10. 10, dar e altceva. 8 trebuie să facă. Fix 8. 40 supra 4. 40 supra 5. Supra 5 și așa mai departe. Ca să facă 8. Cine împărțit? 48 supra... 64 supra... 80 supra 10. Da? 80? Supra 10. Sigur că da. Deci să fac 8, exact, da? Da. Vă rog să spuneți fracția următoare. Unde se poziționează? 273 supra 29. 273 supra 29. Să împărțim. Sigur că da. Trebuie împărțit 273 la 29. 73. Da. La 29. De 5 ori. De 9 ori. 5. De ce gândi 5? Să vedeți pe care-i motivul. Deci trebuie să fiți cu argumente. De ce te-ai gândit la 5? Nu dai răspunsul. Nu trebuie dat răspunsul așa la întâmplare. Că nu mai suntem la clasă. Le adunăm. Le scădem numerele. A întâia sau a doua. Ne gândim așa. 29 se apropie de 30. Gata. Da? Dacă se apropie de 30, ca 3 în 27, de 9 ori. 3 în 27, de 9 ori. Merge de 9 ori, nu? Da, da, da. Deci 9,
Nor 9, 81, 1 și 8. Nor 2, 18. Și 8. 26. Da, 260. Și bine. 2. Pavel, trebuie să mă duc și cu împărțirea asta, că am rămas în urmă. Paul. 12. Hai, ziceți mai copii. Mai 3. Da. 7-6-1. Nimic. Și atunci, fracția 273 supra 29, cum se scrie Darius? Păi se scrie 9. 9 întregi plus? Plus 12. Așa, 12 supra 29. Unde se plasează? Între 9 și 10. 9 și încă ceva, da? Adică 9 jumătate. 9 plus ceva, nu știu că e jumătate, dar e mai dincolo de 9. Îl împărțim 29. Îl împărțim la 29 pe al 10-lea segment și luăm doar 12, da? Deci aparține intervalului de la 5. Dintre 9 și 10. Da? Nu mai avem emoții. Sper că l-ați înțeles bine. Da? Deci trebuie făcut teorema, aplicăm teorema împărțirii cu rest. Vedem câți întregi și pe urmă de acolo înainte, în următorul întreg. Da? De câte ori s-a cuprins și, pe urmă, bucata asta îmi spune că de la 9 până la 10, iată, așa se plasează. Mai vedem încă unul. Și te rog pe tine acum, Darius. 315 supra 49. 315 supra 49. Și zicem 315. Facem împărțire, da? 315 împărțit la 49. Egal cu 315 în 49 ar veni de 7 ori. De? 7 ori. De 7 ori. 49 se apropie de 50. 5. Ca 5 în 30. 6 ori. Tu te gândi de ce la 7 ori? Hai să vedem. Ca 4 în 31. Aveai dreptate, dar vezi că sprijină nouă ăsta, că l-a aduce foarte aproape de 50. Da. Atunci eu zic 50 în 31. 50 în 31 de 6 ori. Darius, hai. 6 ori 9. 6 ori 9, 54. 4 și 5. 6 ori 4. 4. 24. 24 plus 5, 29, da? Da. Și zicem 5 minus 4, 1. Împrumutăm 11 minus 9, 3. 11 minus 9, 2. 2. Nimic, da? Și atunci, restul e 21. Și zicem, fracția asta, 315 supra 49, este egal. 315 supra 49 va fi egală cu... 6 întregi plus 21 supra 49. Și asta îmi spune mie că este situat unde? Pavel? Paul. Paul. 6 și 2. Între 6 și 7. Că e 6 și încă ceva, da? Aparține intervalului între 6 și 7. Sper că ați înțeles, dar trebuie lucrat teorema împărțirii cu rest. Iată aplicația, teorema împărțirii cu rest, repetată, facem împărțiri, nu mergem împărțirea dacă nu știm înmulțirea. Deci iată că noi facem tot felul de lucruri, avansăm, dar dacă nu punem temelia cum trebuie, nu știm lucrurile de jos, nu putem face treaba. Mă întorc înapoi și aș vrea să mă iau de 1 pe 2. Deci, atenție copii! Vreau să-l vedem pe 1 pe 2. 1 pe 2 este egal cu jumătate, da. Jumătatea care am și prezentat-o până aici este 1 pe 2. Dar mai poate fi văzut. 2 pe 4, foarte bine. Sau, te rog să mai conte. 4 pe 6. E bine 4 pe 6? Da. Dar cum de obținut 4 pe 6? Da, cu 3, că am mulțit sus cu 3, dar 3 pe 6, care mai este egal cu?
4 pe 8. 4 pe 8, că mă amplificăm cu 4, 4 pe 8, sau egal mai departe cu? 6 pe 10. Cu? 5 pe 10. 5 pe 10. Și am să mă opresc la 5 pe 10. Aici mă opresc. Deci 1 pe 2, 1 pe 2, este același lucru cum aș fi 5 pe 10. Adică, tot întregul ăsta, 1 pe 2, adică 1 a fost împărțit în 2 și l-am găsit aici, este ca și cum aș spune 5 pe 10. Spuneți voi ce înțelegeți prin 5 pe 10. Între 2 și 1. Între 2 și 1. Cum e gândit, mă? Că-s curios. La 2 fix. Că... 5 pe 10, Maria. Împărțim 10 la 5 și ne dă 2. Păi așa am spus eu? Ăsta de jos, ăla de sus? Ăla de sus, pe la jos. Păi tu, până acum noi am făcut... Tu, nu se vede la tablă, de aici la tine? Se vede? Păi dar cum să spun că pun numitorul împărțit la numărător? Numărătorul la numitor, da? Deci pe 5 la 10. E tot o jumătate. Tot o jumătate. Ca și cum aș împărți tot segmentul în 10 și luăm 5. Iată, am să, nu mai încarc acolo. Vă închipuiți că ăsta de aici am dus, uitați-l așa, segmentul ăsta, l-am adus mai jos și l-am luat mai mare. Vă rog să mă înțelegeți de ce l-am luat mai mare, ca să pot reprezenta 10 segmente. Să vă explici, domnul profesor. Da? Deci nu puteam acolo, înghesuiam lucrurile și nu se vedea. Deci l-am luat mai jos, la o scară mai mare, apropo de scară, că ați învățați pe la clasa... Chiar în clasa a patra să învăța harta, harta, scara hărții, de 1.000.000, de 100, de 1.000, de 10.000. Ați învățat asta, da? Așa și aici. Am luat ăsta, să zicem, l-am dublat. L-am dublat ca lungime și acum ce fac? Îl împart în 10, da? Deci iau, voi puteți lua cam jumătate de pătrățesc, luați 5 pătrățele, sau dacă nu aveți pe foaița asta, împărțim în 10. Hai să zicem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce fericit sunt! Aproape le-am împărțit exact. Da? Și lu... Ce ar însemna 1 pe 2? 1 pe 2 era la jumătate. Aici este, da? Ăsta era 1 pe 2. Jumătatea. Dar dacă am împărțit în 10, ce că se iau 5? Da. Adică tot jumătate. Tot aici este. Deci 1 pe 2... Da? Că tot jumătate. Împărțind în 10 și luând 5, 1, 2, 3, 4, 5, de fapt este același lucru, da? 5 pe 10. Este ca și cum aș fi luat 1 pe 2. Dar tot 4 acela. Pe 8, domn profesor. Dar 4 pe 8 ce ar însemna? Păi tot o jumătate. Tot o jumătate. Acolo. Pe 8, pe întregul acela trebuia să-l împartă în 8 și da. Să iau 4, nu? Da. Și tot jumătate din 8 ar fi luat în final. Și 50, tot jumătate. Și 50 pe 100, 50 pe 100, tot o doime este și așa mai departe. În final, dragilor, am să mă opresc la tehnica asta de împărțire la 10. Deci, vreau să vă amintesc ce înseamnă 23 ori 10. 230. Egal cu 230. Egal cu 230, adică ai spus un 0, nu? Da. Ce înseamnă 23 ori 100? 2300. Ce înseamnă 2300 împărțit la 10? 230. Deci tăiem un 0, nu? Cum ar veni? Da. Și fac 230. Ne putem închipui că 23 poate fi privit așa. 23 20. Și 3 plus 0. Bine? Cât 23 și cu 0 face tot 23. Fac 23. Dar am să scriu că este 23 plus 23 poate fi privit, dar avea o virgulă aici. O să vă spun de ce. 23 ar avea o virgulă. O secundă. Ai învățat cu virgulă și tocmai mă apropii de ceea ce înseamnă ideea voastră. Oh my God. Da? Deci 23 care avea o virgulă. Și când îl înmulțesc cu 10
Și că aici ar avea zerouri câte vreți voi. Da? Ei, 23 înmulțit, punem virgula asta și un 0, înmulțit cu 10, un 0, vreau eu să pun un singur 0, dar aș putea pune chiar mai multe 0. Ar veni 23, face 200, 230 face, nu? Parcă aș muta virgula asta la dreapta, da? La mulțire. Am dus-o peste un 0. Deci iată că la înmulțirea cu 10, 100, 1000, virgula asta care este aici poziționată, se multiplică, se deplasează peste o singură cifră dacă mulțim cu 10. Ia să vedem. 23, virgulă, am spus că de-al de 0 pot să pun câte vreau eu, înmulțit cu 100, ar însemna, din ce știu mai înainte, face 2300, da? 2300. Parcă s-a întâmplat următorul fenomen. Virgula aici a sărit peste două cifre. Da? Ah, da, care e 102. 100 are două zerouri, da. 100 are două zerouri. 10.000 sărit. Așa am învățat și noi, mai că ne-am învățat cum ar veni invers. La fel. Da. Deci s-a dus peste două. Și atunci a apărut aici. Dacă regula. Ar fi fost 10, s-a și fost 10. Și încolo câte zerouri, dar astea nu mai au nicio valoare. De aceea nici virgula nu se mai pune. Deci de aceea nici virgula nu se mai pune, pentru că și-a făcut treaba, i-a avansat peste două. Spuneți-mi cât face 1 pe 2. Deci de 10 ori 1 pe, nu de 5 ori 1 pe 2. Deci 1 pe 2 plus 1 pe 2 plus 1 pe 2 plus 1 pe 2. Nu de 10 ori câte 1 pe 2. De 10 ori câte 1 pe 2. Ia să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 pe 2. Adică 1 pe 2 plus 1 pe 2. Deci vreau să vă adunați așești jumătăți, jumătăți, jumătăți. 10 de 2. Adică câte? 10. Adică... Cât face 10 împărțit la 2? 10 împărțit 5. 5, mă! Deci face 5, da? Bun. Deci atenție. 1 pe 2 plus 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 1 pe 2. De 10 ori am zis? 2, 4, 6, 8 și plus 1 pe 2. Face egal cu 5. Din ce motiv? Când doi adunați, două jumătăți face un întreg. Da. Celălalt două jumătăți face iarăși un întreg. Ăsta două jumătăți un întreg. Ăsta două jumătăți un întreg. Ăsta două jumătăți un întreg și fac 5 întregi. Deci de 10 ori 1 pe 2 ne-au dat 5, da? Vă întreb, cât să fie oare asta? Cu cine să fie egală? După ce mulțim cu 10, se dea 5. Deci rezultatul, după ce am înmulțit cu 10, rezultatul ne-a dat 5. Cine să fie aici în față? Cât să fie aici, încât te mulți cu 10, să-mi dea 5. Înmulți cu 10, să-ți dea 5. Cine să fie? Cine să fie oare cât te mulți cu 10? Deci, la înmulțirea cu 10, m-am sesizat că se mută virgula la dreapta. Și să dea 5. 1,2. Dacă ar fi 1,2, înmulțit cu 10, ar face, după tehnica noastră, ar face 12. Se duce la dreapta. Cine să fi fost aici? 0,5. 0,5. Da, asta era. 0,5. De 0,5. Că dacă 1,2 egal cu 12, păi 0,5, 0 nu se mai pune și egal cu 5. Sigur că da. Fică 0 nu are nicio valoare. Adică 0,5 este 1 pe 2 ăla. De 0, jumătate, copii. Da. 0,5 este 1 pe 2. Că de 10 ori, de 10 ori 1 pe 2 ne-a dat 5. Da? Deci, Daria, cât de frumos este, atenție mult că ne ducem într-un domeniu fascinant acum. Adică 0,5 este de fapt 1 pe 2.
Adică întregul a fost împărțit în 10 și noi în luăm 5 bucățele de era. Prima cifră de aici, de după virgulă, se numește... Ce, cum se numește? Ce? Nu? Zecim. Câte zecim luăm? Deci asta ne indică cifra... Este cifra zecimilor. Zecimilor. Adică întregul este împărțit în 10. De acum lucrăm numai cu împărțirea întregului în 10. Și ăsta de sus, de aici, ne spune câte luăm. Bine, vreau să vă spuneți ce înseamnă, dacă ne-am prins, cât înseamnă 6,5. 6,5. 65. Dacă mulțim cu 10. 6 și jumătate. Deci ăsta se scrie ca fiind 6 plus 0,5. Da? 6 plus 0,5. Adică 6 întregi. Da? Și 0,5. Concluzia este asta, că de acum ne întâlnim cu numere care pot fi privite ca fracții sau ca numere zecimale. Că 6 plus 0,5 poate fi văzut mai departe, egal cu 6 plus, în loc de 0,5, am spus că este 0,5. Uitați, cine este 0,5? O doime. Deci 1 pe 2 și egal mai departe. 2 pe 4. Da. Aici ar trebui să vedem același numitor, să fie ca să putem aduna, și pe 6 îl putem duce ca 12 pe 2, că 12 împărțit la 2 fac 6, și cu 1, 13 pe 2. Deci, ori 13 pe 2, ori 6,5. Deci este minunat ce se întâmplă. Iată, Daria, de 6,5 este același lucru cu 13 pe 2. Deci, iată că numerele pot fi privite fie sub formă de fracții, da? Da? Să oprim și să facem următorul fișier.